vrut de fapt să familiarizăm în legătură cu cazurile de violență în familie din cadrul raionului Cahul, despre modalitățile de sesizare a poliției, respectiv victimele, ce fel se pot adresa, numerele, numărul scurt 902, de asemenea despre competențele poliției în intervenția și soluționarea acestor cazuri, despre sprijinul și asistența acordată victimelor violenței în familie, despre conlucrarea cu asistenții sociali, astfel încât persoanele invitate, în special astăzi au fost prezenți tineri, să știe cum să depisteze și nu doar să treacă nepăsător pe lângă un anumit caz sau, eu știu, vecinii, e efectiv să ia atitudine și să informeze organele competente, astfel încât să evităm aceste cazuri, ca să nu rămână în umbră. Sunt foarte multe cazuri despre violența în familie. Cred că ar fi nevoie de luat mai multe măsuri și în sfat nu se teamă să anunțe poliția sau asistentul social. Eu cred că dacă aveau cazuri mai concrete, chiar și asistenta socială, dacă avea cazuri mai concrete, ar fi fost mai convingător. Trebuie de apelat la poliție sau la asistentul social, fiindcă fiecare om are dreptul să fie anonim, adică cererea noastră este anonimă față de persoană, dată, față de agresor, și nu riscăm să fim învinuiți sau agresați de agresor. De aceea, nu cred că ar fi un lucru complicat pentru noi să sesizăm sau să scrim o plângere la poliție pentru a ajuta sau chiar a schimba viața unui copil. Aceste seminare sunt foarte importante, mai cu seamă pentru adolescenți, deoarece ei sunt viitoarea generație, sunt viitorii părinți, bunici, și e foarte necesar pentru noi să cunoaștem aceste lucruri și să știm că este lege care ne apără și apără drepturile atât a agresorului cât și a victimei.